Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura la Raport. Permiteți-mi să vă reamintesc invitații de la această oră, domnii Gabriel Mavru, Ilie Stoian, Gabriel Dumitrescu și Dorin Cojocaru. Discutam despre faptul că în momentul de față valorificați destul de greu producția, prețurile sunt mici, nu există un plan bine pus la punct, nu putem vorbi de o planificare de la an la an, nici de azi pe mâine, din nefericire. Domnul Dumitrescu, v-ați gândit, demarat, ați înființat această cooperativă Unirea Peretu? Am făcut primii pași. Am înființat cooperativa Unirea Peretu, am studiat tot ce înseamnă zona de măsuri PNDR care se pot aplica și care pot veni în favoarea noastră. Suntem 100% pentru tot ce înseamnă sistem AFIR, PNDR, măsuri, cu o mică rezervă vis-a-vis de faptul că în momentul în care mergem cu cooperativa și ne încadrăm în zona măsurilor, ne încadrăm efectiv în măsură ca termen, apar probleme tehnice și nu ajungem la 100% finalitate vis-a-vis de ceea ce noi ne dorim. Adică această simplă desfacere a unei mări produse la noi și ca să vă descriu. Adică în business plan nu are beneficiarul la dosar. Asta e. Cooperativa înființată are ca profil zona de comercializare. Câți membri sunteți în ea? Ca și membrii fondatori sunt 11, dar în mod clar, prin adeziune pot intra absolut toți ceilalți și ceea ce o să se și întâmple, dar, iarăși revenim la circurile vicioase, în momentul în care se demonstrează concret că se face, că există acel depozit frigorific cu temperatura controlată, că există sistemul de ambalare, de sortare, ambalare și că există și un potențial mare cumpărător care să vină să preia toată această marfă. Sunteți într-un cerc vicios. Sigur. Membrii nu vin pentru că așteaptă să vadă ce rezultate vor obține. Comerciantul nu vine pentru că nu are depozitul frigorific, mașină de ambalat, lotizat, sortat. Da? Pentru că noi, timp de 20 ceva de ani, în loc să începem anul ăsta, sau facem depozite. La anul facem, dăm bani pentru mașini de sortat, lotizat. Baierul, să zicem că hipermarketul vine, zice, băi, eu am venit, poți să-mi dai marfa conform specificației tehnice pe care eu am nevoie de ea? Și o să spun, în secundă asta? Nu. Nu. Se duce la PNDR. Uite, vreau să-mi iau mașina asta, să fac depozitul ăsta. Ce cere PNDR-ul la fine acolo? Beneficiar. Păi nu există. Sunt într-un cer vicios. Oriunul trebuie să zică, eu hipermarket, vin în întâmpinarea lui și zic, uite, intrăm în parteneriat, că tot se vehiculează pe legea 150, parteneriatul direct. Vin în parteneria cu voi. Voi puneți pământul, munca, da? Eu poate vă dau și un avans, dar vă asigur că vă iau marfa, fac o planificare de producție în avans cu 8 luni, un an, că asta e nevoie, nu știu nici ce să pună în pământ acum, că nu știu ce să vinde. Dar hipermarketul știe ce merge, că fac studii, analize, se uită pe documente, ce am, cât... Au prognoze foarte amănunțite. Deci de aia se spune parteneria direct. Numai că mi-o teamă de ce am spus mai devreme să vină dânsi. De aia vreau să mă retrag în legea 150. Pentru că vreau ca acele cooperative, parteneriate directe între producător și hipermarket să se facă pe brandul cooperativei fermierului și nu pe marca proprie a hipermarketului. Că poate să zică, tu produci pe marca mea. Și după 2-3 ani, pentru că are o politică occidentală, care acolo sus e un tătic și spune, brandul tău, marca proprie a hipermarketului, îl mutăm în Polonia. Pe ei lasă baltă. Ei au pierdut cota de piață pentru că n-au brandul lor, că de-aia vorbim de brandul de țară. Brandul de țară trebuie să ne-l creăm. Prin ce ne-l creăm? Prin brandul acestor fermieri. Ei trebuie să producă pe brandul lor, nu să producă pe brandul hipermarket, că la după 5 ani poate să-și mute brandul în Polonia și vă lasă iar fără beneficiar. În cazul ăsta, singura soluție e un program pilot care la nivel de Ministerul Agriculturii să vină concret, să înființeze
împreună cu cooperativa. Deci să faceți parteneria cu Ministerul Agriculturii. Și cu Dumnezeu și cu... Da, da, va, știți cum e? Orice formă de parteneriat. La voie. Da, dar în stadiul ăsta acceptăm să fim cobaiul la oricine, să zicem așa. Dar nu v-ați gândit și la varianta unui sistem integrat de procesare a producției primare pentru ca mai apoi să încercați să vindeți produs finit? Idee. Dacă lungim fluxul, iau experiență pe recultivarea legumelor. Aici deja intrăm pe procesare, păi da, care e alt management. Da. Ce să spun, că dacă vorbesc în limbă de lemn corporatist, au nevoie de un director de vânzări? Da. Nu, au un manager și un băiat destul de isteț, aici văd, care vede și se pricepe și asta. Trebuie să intre într-un parteneriat cu Ministerul Agriculturii. Nu știu, lumea o să zică că am luat o razna că mă întorc în anii 50 la cooperative, la CAP-uri sau la perioada comunistă. Dar statul trebuie să se implice, măcar ca și partener, coordonator, nu doar să dea hârtii, nu știu, sau băncile. Noi vrem să demonstrăm că putem să facem. Știu că numai, puteți. Oamenii știu că puteți. Sprijin. Da? Acum, dacă erau aici câțiva populiști fermieri, o să spună, nu se dorește, băi, să vinde țara, se ca... Nu, aici vorbim de piață, reguli de piață, management și business. Da? Deci, undeva e o zară ruptă. Acolo-s banii. Nu puteți să vă accesați fonduri când aveți avansul. Buyer-ul nu vine de la hipermarket la noastră, că nu-i oferiți rapid ce l-are nevoie. Nu avem ce să-i oferim. Dacă noi nu avem nici spațiu de vânzare. Dacă noastră ați avea o platformă în cadrul primăriei, s-ar implica primarul să zică, uite, eu cu banii comunei votăm în Consiliul Comunal aici, vă facem un depozit. Discutăm cu Asociația Comunilor, discutăm cu Ministerul Agriculturii, că aici ați voturi multe și o să vă ajute. Da? Nu vorbim de o comună, vorbim de 3200 de comune la nivel național. Da. Intrăm în parteneriat, vă facem depozitul, luați o mașină sortat și vă apucați și sortați, colectați legumele de acolo și vă ceți la, după aceea veniți la mine și merg eu dumneavoastră la MRCR, la Asociația Marilor Hipermarketuri și spun, oamenii ăștia au 50 de tone de cartofi, 80 de tone de păstrănac, i-a îmbalat la sac de 2,5 kg, aici este lotul cu cod de bare, da? Cumperi? Da! Și intrăm în negocieri, intrăm în cărți, dar dumneavoastră nu puteți intra în cărți. Primarul, ați discutat cu el, vă ajută? Da, clar. Păi vedeți? Dar zice el ce? Vă ajută? V-a spus dar nu că sunt vă resurse, ajută? Clar, da. Deci cu trebuie date resurse. Păi în faza asta o să avem, deci în afară de faptul că ne-a pus la dispoziție pentru sediul asociației, ne-a dat și terenul pe care se va face acel depozit. Deci asta o avem. Primar. Deci implicare, da, să trebuie. Cum îl cheamă pe domn primar? Ionel Oltean. Ionel Oltean în jos pălăria. Domnule Oltean. Da? Așa deci, trebuie făcut în fiecare comună. Asta vă spun. Știm și cum. Vrem să facem, ajungem la acel nu putem, care înseamnă finanțare. Bani. Bani. Până la urmă, eu consider că chiar dacă nu am avea un beneficiar direct, dacă am avea depozitul și printr-un, să zic, printr-un management bun, prin seriozitate, prin... Cât costă depozitul ăsta, mă iertați? Cam cât, ce înseamnă ca valoare? O estimare undeva în jur de 1 milion de euro să fie cu platformă și depozit. Ascultați, unii dau 1 milion de euro pe o mașină. Știu, dar noi vrem în condiții realiste. Nu deci, e vorba de 1 milion de euro pentru a se crea un depozit la peretul. Așa, căutăm investitori, că sunt oameni, vă spun sincer, am întâlnit oameni de afaceri care caută oportunități de business. Da. Da? Să cumpere teren, care finanțează idei. Sunt foarte mulți oameni bogați în România care nu ies la TV și în presă și caută să finanțeze atât tineri pe proiecte, pe diverse chestii, cât și în afaceri. Și dacă cineva mă aude, dar o să discut eu cu acea persoană, că am vrut să fac și la Bujor un Tellerman o chestie de genul ăsta, spun, uite domn, e nevoie de 1 milion de euro la cooperativa asta, ți-ai acțiuni. O mică rezervă. 2.500.000 înseamnă tot proiectul. Vă trebuie 1 milion de euro. Am zis că partea de cofinanțare, pentru că altfel putem să aplicăm pe măsură. Dacă aveți depozitul, puteți colecta depune și renegocia. Aveți putere în sensul de negociere. În care n-am mai intrat într-o... să aplicăm pe măsura PNDR-ului. Asta îmi ziceți. Adică... Noi ne-am gândit ca și cofinanțare. N-ar mai trebui 1 milion.
Da, un milion. El dați-ne vine, milionul și suntem să acolo. Vine, da. Nu, el vine cu milionul și face accesați pe PNDR. Dar trebuie să vii cu ceva. Să ai și tu o zestre când te însori, nu? Sigur, noi avem zestre. Voi aveți avem pământul. Avem 200-300 de hectare care munca, se lucrează constant, dublă eu cultură. Eu să caut pe cineva care să implice avem în afacerea asta și după aceea... Deci nu, dacă nu găsești oameni de afaceri, că asta e rolul cooperativ, asociațiilor. Da. Un om din asociația trebuie să găsească, să vadă business-ul. Nu doar la televizor, taca-taca. Domnul Cojucaru, să presupunem, să avem așa o variantă optimistă, că s-ar găsi un om de afaceri care să-i sprijine pe dumnealor. Da, asta trebuie să găsim. Dar sunt mulți care așteaptă aceleași soluții. Nu cred cum că facem? Se și implică mult așa. Deci eu aș... Da. Ministrul Agriculturii trebuie să dea sfoară în țară, să-i adune pe toți oamenii care vor sau să meargă la... Băi, uite, fraților, avem în domeniu Telorman oameni care vor, caut un om de afacere. Am la cooperativa Someșarieș, parteneriate cu afaceri. Dacă nu vezi viitorul ca pe un business și îl vezi doar ca niște chestii politicianiste și populiste, peste 30 de ani tot despre asta vorbim. Deci Ministerul Agriculturii trebuie să-și facă biroul ăla de consultanță și de business, să găsească investitori. Că aia cu piețele, dacă vă amintiți discuția că trimitem consilieri și reprezentanți comerciali în China, Statele Unite, Italia, țările arabe, să găsim piețe, vă amintiți poveștile alea, da? 2500 de euro salariu, facem angajări. Nu, trebuie găsit oameni de afaceri care să investească. Că dacă banca nu-i dă, cecul nu-i dă, statul nu-i dă, atunci măcar să intre în parteneria cu un om de afaceri. Credeți că cooperativa aia de la Verești se făcea fără bani dacă nu intervenea hipermarketul în organizarea ei? Cu siguranță nu. Deci ori vine un hipermarket în parteneria cu dumneavoastră, ori dacă nu un om de afaceri, acel intermediar. Am luat în calcul și noi variantele astea, am făcut niște demersuri, dar până în momentul ăsta, clar, nu am găsit, n-am identificat concret sau să semnăm un parteneriat acum în sensul ăsta. Acum vă văd oamenii la televizor și posibil să vină către noastră. Să sperăm că se iau și măsuri în sensul ăsta. Nu cum citeam în presa agricolă, să aduc mizerii din import. Bă, parcă era revistă de cancan, auzi? Măi, în loc să discutăm că fermierul român, țăranul român și procesatorul, când se uită la Agro TV, citește o revistă de specialitate, Mittelmil, nu caută cancan. Dacă vrea cancan, să uite la alte televiziuni centrale. Vor soluții tehnice, vor știință, tehnologie. Dacă vrei cancan, dai pe telecomandă și te uiți că ai la ce să te uiți. Nu? E foarte adevărat lucrul ăsta. Important e că oamenii ăștia caută soluții și văd că sunt... în stare să le și găsească cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul celorlalți... Cu Ministerul Agriculturii. Eu când aud, cerem ajutor la Ministerul Agriculturii. Ce cereți? Cereți soluții de să-mi valorific producția. Acum caută-mi oameni de afaceri, că vă plimbați peste tot în lume. Uite, vorbești cu un europarlamentar care cred că se uită acum la noi și să-i spun, găsește-mi, dacă nu, parteneri în afară, dacă în țară nu-mi găsesc. Deci trebuie să mergi pe business. Că mergem, ne plimbăm pe motorina statului, dar trebuie să venim cu oameni care să vină cu bani, că bănci nu mai avem românești, da? Să discute. Noi suntem foarte deschiși la orice formă de colaborare, pentru că e clar, e un cerc vicios. Exact cum subliniați și mai devreme, exact cum subliniam și noi și ne lovim de chestia asta de niște ani de zile. Banul. Iar în zona aia n-au altă sursă de supraviețuire. Ar fi păcat ca această idee să nu fie finalizată, pentru că de fiecare Iulie dată trebuie... Iulie, nu e idee, ultima soluție, cooperativă. E, sigur că da. Nu, ideea dânșilor, așa. Pe de altă parte, am spus adineaur că trebuie urgentat la modul, nu știu, e ca, aproape ca un mor care mai are, sau bine, un muribund aflat în ultimul moment de a putea fi salvat, pentru că peste 30 de ani, altfel, nu o să mai vorbim deloc. Nu că o să vorbim despre aceleași lucruri, pentru că tare mie că dacă nu se fac lucrurile astea acum și nu se rezolvă problemele la peretu și în toată țara, terenurile o să fie pârloagă. Și nu se mai... Nu. Se vă pune grâu și orți, că cultura mare, cultura mare, nu te dă în capul, le duci la Constanța în port, pleacă la Egipt, țurai, luăm subvenția și am plecat. Nu, la legume e procesarea, eu zic, e o formă de procesare. Păi și amărâtul meu de la Drăghinești ce face? No. Și noi vrem produse proaspete. Păi, lanțul scurt. Da, și eu vreau produse proaspete. Când m-am dus la Alexandria, la mama să-mi iau roșii. Da? Că miroseau frumos.
Da, asta nu mai e problemă de populism sau de vremea comunismului, e vorba și de o anumită și foarte serioasă, iar în Occident din totdeauna s-a procedat așa, e vorba de împletirea politicilor economice cu cele sociale, în beneficiul tuturor. Dar spunea mai devreme că pilot să-l facă PNDR-ul, are dreptul ăsta, adică ați verificat legal să poate? E foarte discutabil. Nu știu dacă se poate încadra într-o zonă PNDR. Ați discutat la departamentul juridic la Ministerul Agriculturii? O formă de ajutor de stat în sensul ăsta. Nu, că pe PNDR e greu. Căutăm investitori. Deci ajutor de stat nu merge pentru că e interzis. Să vină investitorii deci căutăm un investitor pentru parteneriat la Peretu să reușim să facem un depozit. Dacă eram încă în faza de preaderare, să știți că eu sunt perețean unesc și îmi notez. Telefonul al meu e public, e pe site-ul april. Dar luați știți ce se întâmplă? Copiii noștri nu vor să mai aibă aceeași meserie ca și a noastră. Cât sunt plecați în străinătate? Cât lucrează în Spania, în Italia? Poate undeva 30%, să zic, la noi. Din populația localității. E bine la... Nu am o dată exactă. Sate goale, dar vorbim de copiii noștri. De zona rurală, nu cum a zis dumneavoastră, 30 de ani. Eu cred că peste 10 ani, la nivel național, nu știu ce va mai fi la rural. Nu știți că s-au născut mai mulți copii români în afara granițelor decât anul trecut? Haideți să nu fim pesimiști, că dacă încep eu să dau de mine, iar să supără lumea regretele, pentru că iată regretele, pentru că dacă agricultura ar fi fost cu adevărat industrializată și tehnologizată la un nivel superior, atunci nu s-ar fi pus chiar atât de mult problema deci dacă de ar fi rentabil, copiii ar rămâne. Copiii sunt sigur mai bine și părinții le spun. Da. A venit la mine un student, absolvise cu CV-ul, că vin mulți cu CV-urile, da. Și am spus, de unde ești? Era de la Vitănești spre Mărzănești, în partea aia. Și zic, dar taică, tu ce face familia? Păi are terene. Păi și tu vii la mine să te duci să te angajezi, du-te la taică, tu acolo, fă fermă, muncește terenul, susțineți familia, întoarce. Și m-am întâlnit cu el după de aia. Deci că ați avut dreptate, e bine. Deci, trebuie să mergem să lucrăm, părinți, copii, dar tot vorbim de ajutoarele astea de stat. Că e bine în Uniunea Europeană sau nu e bine în Uniunea Europeană? Eu zic că cu Uniunea Europeană și PNDR-ul și școala pilot ar trebui să meargă de la Ministerul Sigur. Agriculturii la Bruxelles și avem acolo niște reprezentanți la Bruxelles, reprezentanța României la Bruxelles, niște directori, foști miniștri, avem o grămadă de birocrație acolo care ar trebui să zic așa, Uniunea Europeană, noi avem nevoie, da, de o derogare sau de niște proiecte de implementare a unor cooperative. Da? Pentru că condițiile din România nu sunt aceleași cu condițiile din Germania. Lucrurile astea durează. Oamenii ăștia vor rezolvarea ieri. Asta, păi nu, că mă ocup, mă gândesc, caut, dau telefoane, oamenii caut investitori. Vor rezolvare, da, la problema lor. Dar la modul general, cum mai sunt și alți oameni care fac asta. Da. Dar asta ar trebui să facă angajații din minister, bugetarii. Nu, da, eu sunt privat. Da, pentru asta e nevoie de o politică, e o politică pe termen lung, care trebuie să fie urmărită, în primul rând pusă la punct de oameni cu mintea limpede. Companiile sunt făcute de oameni. Mă scuzați, și dacă așteptăm mereu la politici pe termen lung, când am spus politică pe termen lung, m-am gândit la strategie economice. Deci un milion de euro. Da, asta nu ai în cap, un milion de euro. Ar fi interesant dacă s-ar găsi o soluție pentru oamenii ăștia. Cea mai eficientă, cum spunea... Mă duc la conferințe și văd că vin de la CEC, de la alte bănci și spun, domne, avem niște credite, avem și linii de finanțare, avem și alea. Eu mă duc la tot felul de conferințe și văd cum se laudă. De acolo. Ați fost la bănci, pe la CEC, să vedeți, să vă dă un avans, vă dă o linie de credit. Sigur. Vă finanțează și proiecte, și idei. Și? Sigur. Avansul 5%. Sunt probleme. Deci finalitatea nu e atinsă. Acel 100% când îmi propun un obiectiv și îl urmăresc, n-are cum să fie atins. Pentru că undeva pe parcurs, în mod sigur, mă blochez undeva. Deci e veșnica problemă a fermierilor români. Decapitalizați. Nu au bani. 27 de ani nu au reușit să fie. Și vorbim de capital românesc, ne aud pe la televizor, pe la știri, de interes național, așa îmi vine. Și absența băncii agricole, unei bănci agricole.
Și pe urmă, când te mai gândești că la fel ca Marin Preda, dacă tot vorbim de teroman, vine pe urmă toamna ăla cu fonciirea. Deci eu asta înțeleg. Așa e, nu? Băi, sunteți mulți, sunteți simpatizați de publicul larg, voi fermierii, aveți atâtea organizații și federații și nu s-a reușit în 27 de ani să creeze o bancă a voastră? Nu vrea Caraș Costel să facă banca acum câțiva ani? A avut ideea asta de a banca agricolă? Bun, care e pasul următor al dumneavoastră concret pe care o să-l faceți? Concret ca și pas, urmează să înainteze către minister un raport în sensul ăsta, în sensul unui program pilot. Revin la ideea de program pilot, care ar fi singura variantă. Sursa care de finanțare a programului pilot, de unde este? Sursa de finanțare, că nu poate să fie de la bugetul de stat, că e ajutor. Deci trebuie să vină cineva o derogare de la Bruxelles, prin care să spună pentru una, 5-10 programe pilot pe legume, fructe, pe nu mai știu ce, vă dăm noi, cum a dat, era domnul Cioloș, vă spun acum, era domnul Cioloș comisar, înainte să plece cu 2 săptămâni, a fost 126 milioane de euro pe un ajutor, numai nu pe lapte cred că era, a mai fost pe mere odată, și au luat polonezii, că aveau dosarul făcut. Trebuie să aveți dosarul făcut și mergi la Hogan și îi spus, bine, mergi să politici în români, fraților. Vrem și noi pe 5 programe pilot, cooperativa, Peretul, încă una pe la Botoșani, încă una pe la Vaslui, să-mi dați cât aveți nevoie? 30 de milioane de euro. Păi ce, frate, 30 de milioane de euro? Că s-a dat la aia cu cumpărarea de junici, în loc să o dea în iunie, a dat-o în noiembrie, era 8 milioane de euro. E doamna Viorica Dăncilă, vicepreședinta Comisiei pentru Agricultură, da, care e deputată de Teleorman. De telefon, o sunați cu doamna Dăncilă, care e din Teleorman, e de la Videle de acolo, da? Și o cunosc și eu. Doamna, mergeți la Hogan și spuneți, să ne dea și nouă derogare pentru cât avem? 1 milion, 2, 3, 10 milioane de euro, să putem să-i luăm de la bugetul dacă de stat. Dacă dorim, vă promite legătura cu investitorul, eu vă promit legătura. Păi stai că aici nu mai nevoie de investitor, că aici e de la stat? Da, cu derogare cu de la Bruxelles. Aici dar durează. Pilot. Cât durează? Ar dura. Băi, dacă se dau telefoane, s-au inventat telefoane, dacă se dorește. Dacă era campanie electorală, într-o lună de zile aveați asta rezolvat. Aș paria că în ceva timp o să vă sun legat de problema asta. Atunci în politică nu intru. Chema era nici noi, nici atât. Domnilor, suntem pe final de emisiune. V-aș ruga să trageți fiecare dintre dumneavoastră câte o concluzie. Am să încep cu domnul Mavru. Da. De obicei sunt optimist. Și încercăm și cred că o să reușim. Până la urmă trebuie să găsim o modalitate, pentru că nu suntem numai noi în speța asta, numai Peretul. Cred că toate bazinele legumicule din țară sunt în aceeași situație, majoritate. La corabia, la ol, cum era? Acolo culegeam eu roșii când eram în armată. Cum să fie? Să muncește, deputat. Problema este... Păi acolo era fabrică de conserve, de legume. Era, a spus bine, era. Domnul Stoian. Singura șansă a agrozootehniei românești, în afară de marii proprietari, dar restul e asocierea. Altfel, putem să punem cruce. Domnul Dumitrescu. Merg pe aceeași idee. Singura variantă e să avem un climat de asociere, dar susținut în mod real. Nu doar ca proiecție. Faceți cooperative, să facem cooperative, să ne adunăm în niște cooperative, ok, și mai departe, neapărat trebuie susținut. Dar la modul real, la modul asumat, pertinent și real. Chiar și în variantele în care există investitori și s-ar manifesta în sensul ăsta. Noi suntem acolo, suntem pregătiți. Pe mine mă surprinde că eu sunt singur, reprezint industria laptelui și la mine vin ambasadori din Egipt, din Qatar, vin oameni de afaceri. Noastră aveți o grămadă, zeci de reprezentanți ai fermierilor. La ei nu vin astfel de oameni. Eu știu că cel din Qatar s-a întâlnit, mare băiatul consulului și încă una, vin cu ambasadorul României în Qatar, la mine în birou, s-a băut cafea și ceaiuri acolo. Și au zis că vor să cumpere cu tare și cu tare, pe care s-au întâlnit cu anumiți fermieri. Nu aveți reprezentanți ai fermierilor care să vă ajute în business? Am înțeles. Avem o cooperativă nu știu dacă să mă înjure pe și mine. Vrem să funcționăm. Okay.
Da. Și da. Eu cu un chit frumos, avem o cooperativă, cum procedăm? Păi v-am spus cum. Doamna Dăncilă discută cu domn Hogan, domnul ministru de aia discută cu Hogan, vi se dă derogare. La 10 proiecte de genul ăsta înseamnă 10 milioane de euro. 10 milioane de euro la bugete, nimica. Domnul Cojocaru discută cu investitorul... Azi vreau să merg pe zona. Nu vă duceți pe partea ministerului, veniți la mine pe privat. Să mergem în paralel. Să mergem paralel ca să fim siguri. Au dat 4 milioane de dolari pe rachete Patriot și nu dă... O să mergem în paralel în sistemul ăsta, adică vom accesa și zona de minister. Deci vă spun sincer, când era Daniel Constantin, ministrul agriculturii, s-au eliberat 8 milioane de euro pentru tancuri de răcire laptele în fiecare comună. Au fost accesate doar 36. Deci trebuie acel proiect cu tancurile de răcire să se facă pentru depozite în legume, fructe. Nu trebuie decât să schimbi tipul de proiectul făcut, da? Nu a avut nevoie de nicio derogare de la Bruxelles. Deci acel proiect cu tancurile de răcire, platformele de colectare lapte, să se bage pe platforme de colectare legume, fructe și vă costă la nivel de 3200 de comune. Nu vreau să merg la toate comunele, că înseamnă fiecare comună, dar la 5 județe din România, eu zic că cu 10-20 de milioane de euro ar putea să vă rezolve problema. Asta e să fiți un partener real cu hipermarketul. Domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați participat la Agricultura la Raport. Le mulțumesc și celor de acasă. Le dau întâlnire mâine seară. Până atunci, seară bună, numai bine. Rămâneți alături de AgroTV.